Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, după caz, pentru momentul la care veți asculta acest vlog. Aș dori înainte de toate să-i adresez mii de mulțumiri doamnei Ioana Moldovanu, doamnă care sunt sigură că nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Dânsa a recomandat canalul meu micuț și datorită dânsei am reușit într-un timp atât de scurt să adunăm atâtea suflete frumoase și amatoare de cărți bune și deosebite aici. O să las canalul dânsei în descriere și în cazul în care cumva nu sunteți abonați, vă recomand din toată inima să o faceți. Aveți posibilitatea să vedeți locuri superbe din Anglia și nu numai, modul lor de viață, de asemenea să învățați o grămadă de lucruri noi referitoare la modă, cosmetice, tendințe, bucătărie și diverse altele. Este o reală plăcere să o asculți și inteligența combinată cu educația și bunul gust se remarcă în fiecare vlog al doamnei Ioana. Aș mai dori pe foarte scurt să vă spun totuși câteva lucruri despre mine la început, ca să înțelegeți puțin și ideea acestui canal și de ce consider eu că este puțin mai altfel decât un canal pe care găsiți cărți audio. Nu o să mai repet ceea ce voi spune acum, deoarece detalii și amănuntele puteți regăsi în filmulețul meu de prezentare. Are 4 minute și 26 de secunde, așa că consider că am reușit să comprim toate informațiile importante pentru dumneavoastră ca să înțelegeți contentul acestui canal în acel filmuleț. Nu sunt actriță, nici cititor profesionist, știu că fac greșeli, dar din greșeli învățăm, consider eu, și da, știu că am tendința să vorbesc foarte repede. Mi s-a mai spus asta, de fapt, toată viața și încerc pe cât pot să corectez acest aspect. Dorința mea este să creez o comunitate aici, cu ajutorul acestui canal, o comunitate de oameni frumoși, cu suflete doritoare de frumos și cărți bune, să citim împreună și să dezbatem diverse cărți și teme. Îmi doresc să ajungem să ne cunoaștem, să creăm o mică comunitate, amatoare, iubitoare de cărți bune și de frumos. Apreciez criticile, poate chiar mai mult decât laudele, deoarece consider că o critică la timpul ei te poate ajuta să-ți îmbunătățești nivelul în orice domeniu. Aș avea rugămintea la dumneavoastră însă să încercați pe cât posibil să transpuneți criticile în cuvinte normale și decente. A jigni este simplu și, din păcate, nu ajută pe nimeni la nimic. Am crescut având în minte o vorbă repetată de tatăl meu și anume, dacă tot deschizi gura, măcar să spui ceva bun și folositor, repetă în minte 5 secunde ce vrei să spui și gândește-te ce impact ar putea avea cuvintele tale pentru interlocutor. Așa că, dacă tot vă răpiți din timp să-mi trimiteți un comentariu, sunt ferm convinsă că se poate să fie îmbrăcat în cuvinte normale. Sunt mai mult decât receptivă și deschisă la critici de orice fel, atâta timp cât limbajul este unul normal și în limite decente. Aș mai avea un singur lucru de menționat și anume, toate aceste cărți, romane, povestiri pe care le veți regăsi în acest canal, pentru mine reprezintă o lume întreagă, o altă lume decât cea în care trăiesc zilnic, este o lume în care iubesc și o lume în care am ales să evadez. Este foarte posibil ca datorită acestui aspect și a faptului că efectiv cumva mă transpun în pielea personajelor și le văd aievea în fața mea, să trăiesc uneori mai pătimaș poate anumite pasaje din povestiri sau cărți. Nu o fac intenționat, nici nu mă scuz, am vrut doar să vă explic patosul exprimat câteodată în anumite părți de citire. O să încerc pe cât posibil să realizez când devine prea mult și să corectez. Să ne aducem aminte că nimic nu se poate crea într-o zi, așa că și eu încerc cu fiecare nouă audiție să devin o versiune și mai bună a celei anterioare. Nu am timpul necesar să înregistrez de 2 ori sau chiar de mai multe, așa că de fiecare dată încerc pe cât posibil să îmi iasă totul cât mai bine din prima. Acestea fiind spuse, sper că nu m-am lungit foarte tare, sper că nu v-am deranjat cu această mică paranteză și să-i dăm drumul la noua noastră carte necunoscută din congelator, de Rodica Ojog Brașoveanu. Ultima precizare legată de roman este aceea că nu voi avea cum să citesc absolut tot dintr-o bucată și atunci vom citi pe părți, cam o oră și jumătate sau 2 zilnic. Când voi începe vlogul de mâine, nu voi mai face niciun fel de introducere, ci pur și simplu vom trece direct la citire, tocmai în ideea ca dumneavoastră să nu fiți deranjați de pauze în care vorbesc eu și să puteți asculta în tihnă
toată cartea în ordine. Vă mulțumesc foarte mult că îmi sunteți alături, vă mulțumesc că ați ales să-mi acordați încrederea dumneavoastră și să vă abonați la canalul meu. Acestea fiind spuse, să începem! Când Harald Bălăcescu, funcționar superior la ambasada română din Statele Unite, se întoarse în țară, vara era deja bine instalată. Primul contact cu meleagul natal, după o absență de 8 luni, îl făcea însă să strâmbe din nas. Taxiul nu avea aer condiționat, iar termometrele, după cum îi anunțase echipajul înainte de aterizare, arătau în București 38 de grade la umbră. Cum nu era genul care să privească lucrurile cu ușurință, reflectă nemulțumit că atmosfera umedă, aproape sufocantă din mașină, constituia numai un avertisment și un punct de pornire pentru toate necazurile care l-așteptau. Fusese însă alegerea lui și ar fi putut petrece concediul în Hawaii, Barbados sau, la mare vogă, printre turiștii americani, insula Paștelui. Plaiurile exotice însă nu îl mai fascinau. În primii ani, lucra la Washington din 91, cu o bucurie și o curiozitate moderate, își petrecuse vacanțele în zone de mare referință turistică, dar asta numai pentru că era păcat să rateze posibilități la care cei mai mulți nici nu îndrăznesc să viseze. Îi plăcuse, înregistrase plusuri la ceea ce el numea capital de viață, imuabil și nealterabil, dar fără a fi extaziat, mereu cu moderația care constituia dominanta personalității sale. Se simțea mai obosit ca de obicei și nu avea chef să schimbe meridianul și hotelurile cu Kodakul de gât, dar și o moștenire neașteptată contribuise la decizia lui de a-și petrece concediul în România. Neașteptată, deoarece n-avea familie, unicul frate murise de câțiva ani, iar de o verișoară depărtată nu mai știa nimic de pe vremea când era student. O moștenire insolită, dar și interesantă, printre bunuri figurând un imobil cu 3 nivele la Mangalia. Își privi ceasul, un șopard de 1500 de dolari. Îi plăceau lucrurile de calitate. N-avea vicii costisitoare, trăia cumpătat, cu frână organică, iar în viața lui nu existau persoane dragi pentru care să-și ajusteze bugetul. Era 6, dar nici gând să se lase și răcoară odată cu înserare. Curentul din mașină nu făcea decât să clatine vag blocul compact de aer fierbinte. Încă nu intraseră în București, își zise, înregistrând puzderia de construcții noi care împânzea Băneasa. Parcă nu erau atâtea acum 8 luni, e evident că ceva începuse să se miște. Când, ajunși la Casa Presei Liber, șoferul îi ceru precizări în legătură cu adresa, Harald începu să-și facă planuri despre felul în care avea să-și petreacă seara. Va aerisi întâi bine, va face un duș, va da drumul la aerul condiționat. Să nu uite să o sune pe Lucica, menajera, care avea grijă de gospodărie când el se afla în București. În restul timpului, casa era zăvorâtă, deși, cu inima îndoită, lăsase totuși un rând de chei la administrație. Noroc că apartamentul se afla într-unul dintre blocurile ridicate în apropiere de fosta Casa a Poporului pentru ștabii regimului Ceaușescu. Nu semănau cu coșciugele comuniste din cartiere ca Titan sau Drumul Taberei, fuseseră folosite materiale de calitate, erau spațioase, multe aveau terase și se apropiau binișor de o decentă locuință mijlocie din vest. În 8 ani de când cumpărase apartamentul, Bălăcescu nu avusese niciun necaz legat de instalațiile sanitare, de gaze sau electrice. Locuia la etajul 6 și, când coborâ din taxi, în vreme ce șoferul scotea valizele din portbagaj, își ridică instinctiv privirea. Totul părea în ordine. Salută vag câțiva vecini care flecăreau în fața intrării, ocoli o fetiță cu funde roșii cocoțată pe o bicicletă prea înaltă pentru ea și pătrunse în bloc. Aer închis, firește, praf cât cuprinde, pe unde intră domnule când totul e zăvorât și ferecat? Aromă de casă nelocuită, dar, în rest, toate așa cum le lăsase. Abandonă valizele în vestibul, cu excepția trusei de igienă imediată. N-avea chef să se ocupe acum de bagaje,
și se gândi că, pentru a reintra în atmosfera de acasă, după duș și un ceas, două de odihnă, se va duce să mănânce ceva la vreun restaurant din apropiere. Oricum, n-avea nimic în casă. Se dezbrăcă din mers și deschise ferestrele, apoi toate robinetele din baie și bucătărie pentru a evacua apa infestată de rugina inerentă instalațiilor îndelung nefolosite. Când se întoarse din bucătărie, încercă o surpriză neplăcută. În micul hol care o despărțea de camera de zi, se aflau frigiderul și congelatorul, iar congelatorul fusese uitat în priză. Cel puțin, așa își închipui în primul moment, fără să înțeleagă totuși cum de fusese posibil acest lucru. Harald era un pedant, prevăzător până la obsesie, controla maniacal orice încăpere pe care o părăsea. Să fie țigările bine stinse, lumina și robinetele închise. Cât despre încuiatul ușii de la apartament, aici, ori la Washington, se întorcea cel puțin o dată din drum, autoverificându-se. Surprins și supărat pe el însuși, ca să vezi că niciodată nu poți fi îndeajuns de prudent, deschise congelatorul. Se dădu un pas înapoi, îngrozit. Un cap de femeie, retezat imediat sub bărbie, îl țintuia cu găvanele goale ale ochilor scoși. Despre inspectorul Dinu Mănescu, colegii afirmau că ar fi un tip chic, adică băiat de comitet, dacă n-ar fi fost atât de distant, sec, uscat, politicos. Și poate că cel mai mult îndepărta, ridicând în jurul ziduri de gheață, această politețe desăvârșită și despre care presimțeai că nu are nimic de-a face cu respectul față de semeni, ținând doar de o educație strictă și privilegiată. Ori, oamenii digeră cu greu superioritatea de castă și în prezența unor astfel de exemplare se simt vag îngrijorați. Ne liniștește ceea ce nu înțelegi, mai ales când intuiești că acel ceva e de o clasă și de o calitate la care nu ai acces. Îl porecliseră Milord și cel puțin în această privință nu puteau nimeri mai bine. Foarte înalt, excesiv de suplu, excesiv de blond, incredibil de blond în peisajul uman mioritic, ochi excesiv de albaștri, excesiv de bine și de convențional îmbrăcat, la volanul unui Chevrolet decapotabil, sugera prototipul de aristocrat englez, așa cum dăinuie el în imaginația celor mai mulți dintre noi. Pentru un regizor, abordând un eventual film cu faună din zonă, dacă nu i-ar fi fost frică de șabloane, Dinu Mănescu ar fi constituit o găselniță extraordinară, greu de nimerit chiar printre distinșii Albionului. Ce caută ăsta în poliție, domnule? Se mirau colegii. Bani are, moacă are, succes la dame are. L-am văzut doar cu amazoane, ultima oară la Poiana Brașov. Trăsnet gagica. Seamănă cu aia Eva Herțigova. Știa schi, nu jucărie. Al lor era lumea. Seara au făcut senzație în bar. Mănescu în smoking, zâna, din creștet până în tălpi, numai perle și sclipiciuri. Doar dacă te uitai la ei și ziceai că ești în Beverly Hills. Chiar, așa cum arată și cu păsăreștile pe care le știe, mânca nori în diplomație. Nu se știau prea multe despre el, mai exact spus, nimic în plus față de ceea ce ar fi dorit Mănescu să se știe. Desigur, exista dosarul de la personal, conținând obișnuitele generalități de studii, stare civilă și caracterizare profesională, simplă schemă, lipsită însă de amănuntele care dau carnalitate și care individualizează. În aceeași ordine de idei, Dinu Mănescu, adevărat englez sub acest aspect, detesta familiarismul spontan și firesc dintre colegi. Nu și-ar fi divulgat niciodată necazurile de acasă, soacră, nevastă, frate, copii, iar ca celibatar nu relata pe larg, luni dimineață, unde și cu cine își petrecuse sfârșitul de săptămână. Se știa, inerent, că locuiește princiar, undeva pe lângă lacuri, și vreo doi colegi prospectaseră, din curiozitate, zona,
având prilejul să rămână cu gura căscată. Posesori de apartamente ieftine, de cartier și ale obținute cu trudă și catne, la vederea vilei elegante, a gardului din piatră de râu și a peluzei bine îngrijite pe care zburda un câine distins, simțiră că li se taie respirația. Era departe de ceea ce se așteptau să vadă, de ceea ce trăiau ei înșiși sau cunoștințele lor. Liniștea din jur, frumusețea peisajului, te duceau cu gândul la un catalog cu locuințe scumpe pentru oameni foarte bogați. Completând priveliștea, un domn foarte în vârstă și foarte gras, așezat pe terasă într-un fotoliu de răchită, citea ziarul, trăgând dintr-un trabuc. Și, pentru ca tabloul să fie desăvârșit, de undeva, din spatele casei, apăru întâmplător și Dinu, în slip, cu dulioarcă, îmbrăcând din mers un halat de baie pufos. Bună dimineața, papa! Cei doi colegi se făcură mici și părăsiră pe furiș locul pândei, de parcă ar fi comis ceva ilegal. Apoi, la o bere, pentru perplexitatea momentului, comentară sufocați. Îți dai seama? Are și piscină. Să nu-mi spui că-și pune slipul când face duș. Zău, dacă nu-ți vine să plângi, s-o bagi în măsa de viață. Eu am deschis o sticlă de șampanie când am reușit să mă mut la 3 camere cu 2 closete. Soacră mea e constipată și ține baia ocupată cu orele și am zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Glasul gâlgâi de o invidie pe care inspectorul Panait nici nu încerca să o disimuleze. Era un bărbat lung și deșirat, cu ochi negri, încercănați, crispat din pricina unei digestii incomode. Continuă, de parcă din cauza piscinei lui Mănescu avea el necazuri acasă. Mă întreba mie oară, de ce a intrat ăsta în poliție? Cu salariul pe care îl ia de la noi, abia dacă își plătește grădinarul. Celălalt, Miroiu, genul de persoană care nu ajunge niciodată în linia întâi, dar pe care nici nu-l interesează, simțind nevoia, la serviciu sau în viața particulară, să îi se spună ce are de făcut și să aibă un protector, fiind de altfel un executant ideal, strecură intrigat. Nu știu dacă ați observat, dar în 3 ani de când am venit noi, n-a invitat pe nimeni acasă. Probabil nu suntem de nasul lui. Despre Milord se mai știe că locuiește cu taică său, un avocat retras de mult de la bară, om de peste 80 de ani. Băiatul era fructul unei maturități încă roditoare și al unei iubiri târzii. Despre mama lui Dinu, puțini se încumetau să vorbească în fața bătrânului. Deși trecuseră peste 2 decenii de la consumarea faptelor, rana încă nu se închisese. La rândul lui, Dinu păstra maică-sii o amintire vagă. Când îi părăsise, el avea în jur de 7 ani. 3 detalii îi rămăseseră întipărite în minte. O coamă sălbatică de păr roșcat, parcă imposibil de stăpânit, o gură plină de dinți mari și strălucitori și, ținând de olfactiv, un parfum dulce, distins, amețitor, învăluindu-i întotdeauna prezența. Milord avea să recunoască parfumul peste ani, într-unui din numeroasele dormitoare, ca fiind arpej. Referindu-se la el, un fost coleg de liceu și facultate îl definise mai bine decât își închipuia. Mănescu e ca vântul, poți să-l desenezi, să-i faci portretul? Altfel, vorba lui Caragiale, băiat dulce, serviabil, îți dă tot ce vrei, niciodată însă pe el însuși. Femeile din viața lui erau de aceeași părere, doar că priveau situația cu mai puțin umor. Un birou impersonal, dar Harald Bălăcescu nici nu se așteptase la altceva. Neașteptată era doar persoana inspectorului principal, care ținea categoric de alt meleag și de alt statut social. Observase și aseară discrepanța dintre ideea care funcționează curent despre miliționeri și imaginea oferită de Dinu Mănescu, dar era prea șocat de ceea ce se întâmpla în propria locuință ca să-i acorde o mai mare importanță. Acum, ceva mai calm, aprecie experții de pendelete costumul Versace, pe care îl simțea răcoros, sugerându-i o piersică abia culeasă din copac
cu rouă încă pe ea. Asociațiile lui Harald erau îndeobște insolite, folosind termeni de comparație vizând regnuri distincte, altele decât ale subiectului în cauză. De pildă, o femeie foarte frumoasă căreia era dispus să-i acorde un calificativ maxim, se confunda în mintea lui cu un nor diafan plutind într-un lac de cer azuriu. Asta mai avea încă un sens, destul de încifrat, lui Bălăcescu plăcându-i aparițiile vaporoase, diafane, din familia îngerașilor. Singurul element din birou care amintea de gusturile aristocratice ale inspectorului principal era o scrumieră masivă de argint, încăpătoare, pe care, deși fumător înrăit, el simțea nevoia să o golească cu frecvența unui tic nervos. V-ați gândit vreodată să intrați în diplomație? Nu-i timpul pierdut, surâse incert Milord. Observația nu-l surprindea, era o sugestie care îi se servea frecvent. Parcurse rapid foaia de hârtie din fața lui, care conținea câteva note referitoare la diplomat, apoi închise dosarul și își rezemă bărbia în palme. Surâse, ca și cum ar fi vrut să creeze o atmosferă îmbietoare, făcându-l pe celălalt să se simte la îndemână. Harald îi admiră dantura strălucitoare, întrebându-se ce hibă ar putea ascunde inspectorul sub ambalajul acesta de perfecțiune. Relativ la declarația de aseară, mai am câteva amănunte. Ați afirmat că, în lipsa dumneavoastră, oricât s-ar prelungi ea, nimeni nu poate intra în apartament. Cu excepția administratorului căruia i-am lăsat totuși un rând de chei de teama vreunui accident gospodăresc. Ca să fiu sincer, nu există nimeni în viața mea, rude sau prieteni care să-mi prezinte încredere de plină. Destul de neobișnuit. Chiar incredibil, știu, dar asta e situația. Ați fost vreodată căsătorit? De două ori, recunoscu vădit în silă diplomatul. Prima dată o pripeală de tinerețe, chestiune de ambiție. A doua oară, chestiune de superstiție. E bine să ai o familie, să nu îmbătrânești singur, etc. Mănescu zâmbi din nou. Azi gândiți altfel? Mai nuanțat. Sunt hotărât împotriva teoriei că oricât de rea e o căsătorie, e mai bună decât celibatul. Cum s-ar zice, câine, pisică, cotlet să fie. Trăgând linia, două eșecuri lamentabile care, din fericire, n-au lăsat dâre. Uneori îmi vine să cred că n-am fost niciodată însurat. Ex-soțiile dumneavoastră împărtășesc aceeași stare de spirit? Sunt convins, ne-am dezamăgit reciproc și în egală măsură. Dacă vă gândiți la o eventuală vendetă, apucați pe un drum greșit. De altfel, sunt 25 de ani de la primul divorț, aproape 20 de la al doilea. Nimeni nu așteaptă atâta ca să se răzbune. În principiu, aveți dreptate. Vă rog totuși să-mi lăsați datele lor pentru a le putea contacta. Harald îi aruncă o privire de parcă ar fi avut de-a face cu un nebun. Abia dacă mai țin minte cum le chema ca domnișoare. Credeți că le-am urmărit itinerariul de existență? Habar n-am ce fac, unde stau, dacă s-au recăsătorit, dacă mai sunt în țară sau în viață. Milord îl privi cu o curiozitate necamuflată. Chiar pe niciuna dintre ele n-ați iubit-o? Bălăcescu tresări. Adevărat, nu iubise nici pe Mari, nici pe Margareta, dar cum deghicise sclifositul ăsta detectiv de Hollywood? Oare se lăsa chiar atât de les necitit? Inspectorul nu-l lăsă să-și revină, punctând. Când ai iubit pe cineva, este imposibil să nu te intereseze evoluția lui ulterioară despărțirii. În funcție de structură, te bucuri de rateurile sau de izbânzile lui, dar totuși îți pasă. Harald respira adânc. Așa era. Îi păsa și astăzi, însă nu de Mari sau de Margareta. Dar n-avea să-i povestească ăstuia tragedia vieții lui, episodul care i-o marcase definitiv, făcând din el alt individ. Un individ complet străin, având în comun doar datele de stare civilă cu Harald Bălăcescu, cel de la 25 de ani. Probabil nu vă înșelați, deși nu văd legătura dintre viața mea sentimentală și căpățâna din congelatorul meu. Am certitudinea că nu aparține vreuneia dintre fostele mele neveste.
Totuși, am să vă dau datele de care dispun. Despre a doua știu ceva mai multe, pentru că despărțirea de ea m-a costat cariera. Presupun că tinerii din ziua de azi ignoră amănuntul că în regimul lui Ceaușescu, în calitate de divorțat, nu mai puteai ocupa anumite posturi, iar deplasările în vest erau excluse. Am făcut tușă de birou vreo 5 ani și abia după 90 am fost trimis din nou în străinătate. Cunosc amănuntul, spuse Mănescu. Se pretinde că cine nu are prieteni, nu are de niciun fel, adică nici falși prieteni, și ăsta ar fi un avantaj. Care nu îl scutește însă de dușmani, schiță o intenție de râs diplomatul. Vin în întâmpinarea dumneavoastră și vă spun că nu am niciun vrăjmaș. Eu nu aș fi chiar atât de sigur, mai ales în profesiunea dumneavoastră. Toți avem dușmani, activi sau pasivi, declarați sau nu, periculoși orba. Chiar și vecinul proprietar de dacie pe care dumneavoastră îl sfidați circulând într-un Lexus, să zicem, sau care a transformat strada în atelier auto, ciocănind la ore imposibile sub ferestrele dumneavoastră, tot la capitolul dușmani se înscrie. Harald dădu din mână. Mă gândeam la chestii serioase, la mize care să justifice o farsă sinistră, farsă în lipsă de alt termen. Ce și-a închipuit autorul? Că îmi poate arunca o crimă în spinare? Ar fi un mare naiv când eu pot dovedi oricând, doar arătând pașaportul, că am lipsit 8 luni din țară. Fără îndoială, admise Mănescu, dar mai există o ipoteză a celor două ținte lovite cu aceeași piatră. Criminalul a căutat un loc de depozitare, ideal congelatorul dintr-un apartament pustiu în cea mai mare parte a anului și totodată a ținut să vă joace și un renghi macabru. Pe figura de capră distinsă, toate erbivorele par distinse, se așternu o expresie de nedumerire. Loc de depozitare? Varianta m-ar seduce, dar de ce numai capul? Ce s-a întâmplat cu restul? În congelator încape și un bou, tranșat, desigur. Toți cei care încearcă să scape de un cadavru ciopârțindu-l, procedează la fel. Împrăștie mădularele în toate colțurile orașului, închipuindu-și că astfel cadavrul nu va putea fi reconstituit și identificat. Dumneavoastră v-a repartizat capul, elementul anatomic care, despărțit de ansamblu, impresionează cel mai puternic. Harald ridică din umeri. Ce dă? Mai mult plictisit decât convins. Poate că aveți dreptate. Problema e ce fac eu acum. Întâi, nu uitați să-mi lăsați datele fostelor dumneavoastră soții, cele de care dispuneți. Apoi, schimbați-vă neîntârziat ialele. Un rânjet descoperi dinții de femeie ai lui Harald, mărunți și ascuțiți. Mă întreb, de ce m-am mai căznit eu să instalez ușa metalică și sistemul de alarmă? Milord surâse nevinovat. Nu știu. Încuietorile au fost inventate pentru oameni cinstiți. Un spărgător calificat îți deschide o ușă metalică în 30 de secunde. Cât despre sistemele de alarmă, eficiența lor este totuși limitată. Altfel n-ar mai exista bănci jefuite. Înseamnă că nu ne rămâne mare lucru de făcut. Ba da, să vă rugați lui Dumnezeu să nu cădeți în zona de interes a vreunui specialist. Cu găinarii se mai poate discuta. Nu-i prea liniștitor ce-mi spuneți. Milord căzu de acord. Nu, nu-i deloc. După plecarea lui Harald Bălăcescu, Milord redeschise dosarul din fața lui, întorcându-se la raportul inspectorului Firoiu. Luă hârtia în mână, avu o strâmbătură de dezgust. Infect individ acest Firoiu, alunecos, slugarnic și ipocrit, prototipul de subaltern pe care îl apreciază în general șefii despotici și obtuzi, edificându-și autoritatea pe delațiune și iesul necondiționat al inferiorilor. În sinea lor disprețuiesc un Firoiu, dar totodată îl au în grații. Genul acesta însă de sforării alimentând discordia, bisericuțele, relațiile tensionate, generatoare la rândul lor de atitudini partizane, îl lăsau rece pe Dinu Mănescu. Ignora suveran tot ceea ce nu intra între copertele dosarului la care lucra, păsându-i de opinia șefilor sau a colegilor ca de zăpada de anțărț. În realitate, avea din ce trăi confortabil și inspectorul Panait nu se înșelase prea tare
imaginându-și că salariul de polițist acoperă eventuale retribuții a grădinarului. Din acest punct de vedere, Dinu era un slujbaș incomod, independența materială lipsindu-i șefii de principalul instrument de constrângere, cel economic, de spectrul șomajului. Pleziriști ca Mănescu își permitau să aibă păreri, să facă opinie separată, să-și înfrunte superiorii, își închipuiau ei, cu o frondă subterană și tocmai de aceea mai perfidă. În realitate, lui Milord îi plăcea munca de investigație și după ce terminase dreptul, absolvise și Academia de Poliție. Taică-său, avocatul Anton Mănescu, ridicase din numeri, calificându-i pasiunea drept un hobby, o trăsnaie de tinerețe. După 30 de ani, avea, desigur, să preia biroul părintesc. Siguranța imediată, nu mai riși să te găurească orice derbedeu într-o înfruntare de stradă și banii îi vor alunga fluturii din cap. De fapt, celul lui Dinu îl constituia deschiderea unei agenții de detectiv particular, dar lucrurile nu erau unde ajuns de așezate, erau prea multe goluri în legislație pentru a purcede la o asemenea întreprindere. Până una alta, acumula experiență în poliție, comportându-se cam de capul lui, fără a exagera totuși. Și, admițând că ar fi fost concediat, în afară de suportul material existent, știa că oricând își poate găsi o slujbă în domeniul relațiilor cu publicul, în diplomație, în televiziune sau din ce în ce mai solicitatul striptease masculin. Ultimele două variante le menționa ca să fie masa bogată, căci mentalitatea moștenită de acasă și acceptată de el însuși excludea, din capul locului, aceste ipostaze. Inspectorul Firoiu acționase conform dispozițiilor lui, punându-i la dispoziție câteva date. În ultimele 8 luni nu se semnalase dispariția nici unei persoane de sex feminin, de vârstă mijlocie, din presupus mediu urban prosper, acestea fiind singurele semnalmente certe de care dispunea ancheta în urma desfigurării cumplite a căpățânii din congelator. Fața fusese literalmente zdrobită cu ciocanul, cu o minuțiozitate frizând patologicul, ochii scoși. Criminalul, deduse inspectorul, fie era însuflețit de o ură cumplită, fie așa era el, un pedant care nu poate face nimic de mântuială, în ambele ipoteze, un sadic talentat. Doctorul Rădulescu, de la antropologie, va avea ceva de furcă pentru a reconstitui portretul, dar până la urmă va izbuti. Se descurcase în situații și mai încifrate, problema era însă că va dura până să ajungă la un rezultat satisfăcător. Or, timpul nu era de partea poliției, din pricina stării de congelare nu se putea stabili data morții nefericitei, iar eventualele urme se răceau pe zi ce trece. În cea mai mare măsură îl nedumerea un alt aspect. Victima fusese o blondă făcută, adică decolorată și vopsită cu L'Oreal, de unde și concluzia că femeia făcuse parte dintr-o categorie socială înlesnită. Produsul este scump, fără circulație în mediul rural sau în rândul păturilor sărace. Aici intervenea ciudățenia, căci dispariția unui asemenea exponent ar fi fost imediat reclamată. Nu era o vagaboandă din familia oamenilor străzii, a cărei topire din peisaj să treacă neobservată, nu făcuse parte din subsolul societății unde, oricum, se adună prea mulți inși în jurul mesei, așa că dispariția vreunuia dintre ei este chiar binevenită. Atunci, concluzia lui Mănescu era și de astădată bicefală. Ori victima fusese neînchipuit de singură, ori cei din jur, din vari motive, nu doriseră să alerteze autoritățile. Deocamdată, doar presupuneri, oftă nemulțumit Mănescu, realizând că banca de date a dosarului era foarte săracă. Firoiu se afla acum la evidență, lansat pe urmele fostelor soții ale lui Bălăcescu. El, trebuie început de undeva, va discuta cu unica vecină de palier a diplomatului, fără a-și face însă mari speranțe. Nu era un bloc de pensionari și de gospodine fericite să papoteze bârfe și zvonuri, ci un bloc de apartamente unde oamenii nu aveau în comun decât ghena și administratorul.
Toți pricopsiți, fiecare trăia pe insula lui, cumplit de indiferenți la ceea ce se petrecea dincolo de ușa lor. Ăștia au îndeobște ochi lipiți, urechile astupate și gura cusută. Dacă i-ar fi venit să râdă, ar fi spus că în fața lui se afla o caricatură. Milord întâlnea pentru prima oară în viața lui un asemenea exponat de o urâțenie înfricoșătoare, o vrăjitoare așa cum sălășluiește ea într-un șablon generalizat. Se numea Ecaterina Sofron și, aprecie Milord, avea în jur de 50 de ani, vârsta cea mai infectă la femei. Au pierdut toate aturile tinereții, încă nu s-au instalat confortabil în corsetul senectuții. Mai exact, însă, încă nu s-au obișnuit cu el. Totul, de la prima vedere, fără nicio șansă de aparențe înșelătoare, transpira bestialitate, ferocitate, agresivitate. Făptura uscată până la descărnat, ți-o imaginai perfect călare pe o mătură, claia de păr țepos, vopsit negru corb, ca și sprâncenele haiducești, nasul aidoma puternicului cioc al acvilei sua, buzele înghițite. Expresia era dușmănoasă, gata oricând să înceapă ostilitățile. A nevoie ți-o putea imagina zâmbind, cu o arogantă părere excelentă despre ea însăși și numai despre ea, doamna Sofron, medic internist, era prototipul persoanei imposibile. Ușa apartamentului, blindată cu 6 încuietori, stârnise zâmbetul inspectorului principal, după cum acordarea okeiului de a intra în locuință fusese o întreagă odisee. Doamna Sofron nu avusese încredere în legitimația inspectorului principal, studiată prin vizor, și nu acceptase să-i deschidă ușa decât în prezența agentului chemat de la secție să certifice autentificitatea persoanei și a documentului. Vă felicit pentru prudență, declară Mănescu, perind orice umbră de ironie. Dacă toată lumea v-ar semăna... Doctorița întrerupse scurt ceea ce considera a fi o tâmpenie evidentă cu un paradox intenționat. Ei și dumneata, nu s-ar mai împărți oamenii în inși superiori și patrupede pe două picioare. Milord se crispă în sinea lui, suficiența replicii zgâriindu-i bunul simț. Altfel, nu încerca nicio surpriză. Descoperise de ceva vreme că profesiunea nu e strict condiționată de inteligență. Întâlnise nu odată medici, arhitecți, chiar profesori universitari foarte apreciați pentru jobul lor, dar în schimb, în viață, gândirea și conversația de toate zilele erau de o imbecilitate care îți făcea pielea de găină. Puteai găsi o grămadă de persoane inteligente și cu o judecată sănătoasă în lumea non-somităților, persoane care, în general, nu străluciseră în perioada studiilor. Ca să destindă atmosfera, încercă să o îmbuneze. Aveți o casă foarte frumoasă. În realitate, doar curățenie obsesivă, masivitate mitocănească, mobilă serioasă, solidă, cât să țină câteva generații, nu șanticleruri care se năruiesc numai dacă le muți de colo-colo, acumulare de mahala, de dragul acumulării, fără discernământ, și vitrina constituia în acest sens cea mai grăitoare mostră, agresivă, lipsă de bun gust. Doctorița consideră observația inspectorului principal drept un truism, ceea ce se vedea cu ochiul liber, și declară cu suficiența caracteristică. Când puiosul se cunoaște orice ai întreprinde, eu am muncit și am adunat, nimeni nu mi-a pus în traistă. Milord își ascunse surpriza. Nu și-o imaginase măritată, nu-și putea închipui de fel ce soi de individ putuse cădea în mrejele vrăjitoarei. Ipochimenul merită văzut. Aveți copii? O fică din prima căsătorie, studentă la Grenoble. A muncit și ea, aveți bine, și a obținut o bursă. Se uită apoi la ceas, ostentativ. Ați venit, probabil, cu un țel anume. Timpul meu e drămuit. Sunt șefa clinicii de boli interne de la spitalul N. Am o răspundere mare și înțeleg să fiu în orice moment acolo unde-i nevoie de mine. Tone de satisfacție îi gâlgâiau în voce și inspectorul se întrebă cam cum s-ar fi comportat bășica asta care plesnea de infatuare dacă ar fi fost într-adevăr vedetă într-un domeniu sau altul un nume care circulă. Nu am de gând să vă rețin.
După cum probabil ați auzit, în apartamentul vecinului dumneavoastră s-a petrecut un fapt mai puțin obișnuit. Cadavrul din frigider, am auzit. Doar capul cadavrului, o corectă Milord. Tot aia, odios, dar neinteresant. Chiar așa? Neinteresant și cât se poate de firesc. Mănescu se holbă. Pretindeți că vi se pare normal ca dumneavoastră, deschizând frigiderul, să scoateți un iaurt, să dați peste un cap retezat? Ecaterina Sofron izbucni cu patimă, era un subiect care îi plăcea. Da, domnule inspector, cât se poate de normal. La ce v-ați fi așteptat când asta e educația care se administrează maselor? Cu toate prostiile astea de la televizor și din ziare. Atât aveți! Crime, sânge, violuri, perversități sexuale despletite de 2 bani cu sfoară între fese. Studiile, munca cinstită, nu mai contează. Totul e să fii sexy, cât mai despuiată și să faci pași împletiți precum caii ăia împiedicați. Sub Ceaușescu se arătau fruntașele în producție. Acum doar curve și derbedei cu cercel și părul vopsit. Cum e mai onest și mai educativ? Barem ce se întâmplă cu copiii? E crimă curată. Pe vremea mea, idealul era să ajungi medic, avocat, profesor. Acum, dacă îi întrebi, toți vor să ajungă top modele. Factorii responsabili le bagă gărgăunii în cap. De la 3-4 ani le dau drumul pe scenă. Fetițe vopsite și îmbrăcate ca niște târfe sunt puse să se mai muțărească la fel ca niște profesioniste de bordel. Să-mi spună și mie când le-o mai sta ăstora mintea la carte. Mănescu îi ascultă spiciul cu un aer grav și concentrat, manifestându-și ipocrit acordul cu înclinări de cap dese și mărunte. Femeia era de un didacticism obtuz, amintind de puritanismul bolșevic al activistelor de vârf de odinioară. Aveți perfectă dreptate, tot ceea ce spuneți este plin de bun simț. Femeia îl privi cu un dispreț nimicitor. Ar fi avut ea câte ceva de spus și filfizonului ăsta care sfida cu un lux deșansat sărăcia contemporanilor. Nu se putu totuși abține să-l măsoare pe față, ca să știe omul la ce se referă, din creștet până la mocasinii Oliviei Lapidus și să comenteze otrăvit. Pe semne că-s lefuri mari în poliție. Milord surâse fermecător. Nimic nu vă scapă. În aceeași ordine de idei, tocmai voream să vă întreb dacă în intervalul de 8 luni cât a lipsit domnul Harald Bălăcescu din țară, n-ați observat ceva cât de mărunt legat de apartamentul lui. Vreo vizită, zgomote, orice indiciu că în casă s-ar afla cineva. În aceeași clipă se auzi ușa de la intrare și un bărbat chel, de statură potrivită, pătrunse în sufragerie. Părea cam de aceeași vârstă cu doctorița, cu o expresie ciudată, de persoană care nu e sigură niciodată de următorul pas, care nu știe pe ce teren evoluează. Ai intrat încălțat, îl luă în primire doctorița, apoi, fără tranziție. Soțul meu, domnul Sofron, dumnealui e de la poliție, în chestia cu frigiderul lui Bălăcescu. Omul se înclină scurt, parcă morocănos. Spre deosebire de nevastă sa, care nu știa să zâmbească, nefericitului parcă îi era teamă să o facă. În rest, privire iepuratică, nasul pătlăgica clasică, frecventă printre basarabeni și o stângăcie în mișcare, ținând tot de lipsa de siguranță. Parcă se aștepta tot timpul să fie certat. De fapt, o jumătate din timp. A doua iolastră strădania permanentă de a-i face pe plac vrăjitoare. Iartă-mă, pușii, am intrat numai ca să las pachetele. Plec mai departe. Pușii de la pușa, adică păpușa, înțelese Milord. Unde ești tu, Barbie, doamne? Pe dracu, mârâi doctorița. Nu te așteptai să fiu acasă. M-a ținut dumnealui. Vrea să știe dacă i-a intrat careva lui Bălăcescu în casă cât timp a lipsit. Nu știm nimic, domnule inspector. Suntem oameni serioși și ocupați. Nu ținem seama la vecini. Domnul Sofron a avut o tentativă timidă. Eu cred, mi se pare... Nevastă sa îl fulgeră cu privirea, grăbindu-se să-i pună potniță. Aici nu merge cu cred și mi se pare.
E vorba de chestii serioase, nu stăm la taclale. Nu știm nimic, domnule inspector. Milord încercă să-i țină piept. Orice detaliu, chiar și o impresie, ne poate fi de folos. Se uită la Sofron, dar acesta amuțise. Era limpede că știa ceva și tot atât de limpede era că nu va vorbi în fața nevestisii. Va trebui chemat singur la poliție, departe de cenzura vrăjitoare. Femeia trânti ușa tare în spatele inspectorului principal pentru ca omul să înțeleagă că nu există și un rândul viitor. O altă vizită ar fi neavenită. Mănescu dispăru din raza vizorului, trânti ușa liftului, dar se întoarse și se lipi de perete, trăgând cu urechea. Auzi vrăjitoarea lându-și la rost bărbatul. Vorbea în general tare și cu atât mai mult acum, când era iritată, așa că lui Milord nu-i scăpă niciun cuvânt. În ce voiai să te bagi, idiotule? Ai chef să fii martor? Să te târască prin tribunale și pe la poliție? Să nu mai pui geană pe geană că vine criminalul după tine să te achite? Ce-ți pasă ție de marța foiul ăsta? Ție-ți face altul treaba? Iartă-mă, pușii! Milord mai mult ghici mormăitul timid al domnului Sofron. Nevastă sa reluă tirul. Atâta știi! Se asta ia cheală, de ce o mai ții? Doar ca să-ți cocoți pălăria? Chiar toată viața trebuie să umblu după tine să te șterg la cur. Un limbric care mai multă minte decât tine. Inspectorul își zise că a auzit destul și, renunțând la lift, coborâ scara în fugă. Dumitru Sofron afirmase că a venit acasă doar ca să lase niște pachete, urmând să plece din nou. Mănescu își propuse să aștepte câteva minute, poate va reuși să-l abordeze. Calculul se dovedi exact, căci la puțină vreme, bărbatul ieși din bloc tamponându-și țeasta asudată cu batista. Mănescu îi luă urma și, după câțiva pași, îi atinse ușor brațul. Sofron tresări puternic și, recunoscându-l pe polițist, intră de-a dreptul în panică. Ați vrut să-mi spuneți ceva, domnule Sofron? Bărbatul privi înspăimântat spre intrarea blocului din care tocmai ieșise și rosti precipitat în șoaptă instinctivă. Nu aici, să nu ne vadă terorista. Milord nu-și stăpâni râsul. Excelentă porecla, nu se putea găsi ceva mai potrivit. Sunteți de acord să mă însoțiți la sediu? Nu, nu, poate mă vede cineva. Ne vedem la Licurici, al doilea colț, pe dreapta, un local mic, uite-o, și fugi ca din pușcă. Ecaterina Sofron ieșise din bloc și deschise cu încetinitorul portiera unui sielo. S-o vadă oamenii, s-o admire, să plesnească fierea în ei de invidie. Din nou, Mănescu se întrebă cum ar arăta îmbarcarea doctoriței într-un Audi sau într-un Ferrari. Localul, ceainărie, cafenea, birt, era micuț, modest, ca pentru pungi sărăcuțe, dar în spate avea o terasă discretă și răcoroasă. Aici îl conduse Sofron și, după siguranța cu care se așezase la o anumită masă, inspectorul ghici în el un obișnuit al locului. Deși sigur de răspuns, doar ca să-l tragă de limbă, Mănescu se interesă. Sunteți cam aproape de casă, sigur nu riscați. Bărbatul a avut un râs potnaș de copil care îi dezvălui dinții cu multe strungărețe. Când o păși Ecaterina într-o crâșmă, puteți cerceta cerul dacă n-a pățit vreo bortă. Localurile și manechinele îi stârnesc clăbuci la gură. Amândouă cicăs, lucrătura diavolului. Milord surâse amuzat. Tipul era simpatic. Moldovean? Jet beget. Părinții îți veniți din Basarabia când cu refugiatul. Eu m-am născut la Suceava. Patronul, sprâncenat și mustăcios, se apropie zâmbind cu familiaritate. Mie, ca de obicei, spuse Dumitru Sofron, adică vodcă cu suc de roșii, explică pentru Milord. Să fie tot Bloody Mary, surâse Milord. Era cam devreme pentru alcool, dar băutorii se simt mai ușurați și parcă mai în apele lor când partenerul, la fel de vicios, nu-l judecă în sinea lui. Pera contrariu, indivizii strică chef, inhibă și pun cep confidenței. Sofron își prepară singur combinația. Un țap de bere pe care îl umplu pe 3/4 cu vodcă și completă apoi cu suc de roșii. Ciocni, bău lung. Ochii deveniră nespus de blânzi
iar pe întregul chip îi se așternu o expresie de beatitudine. Totul trăda sistemul și Mănescu râse încetişor. Nu vă simte, doamnă? Eh, sexul nu-i interesează, iar conversația face singură. Eu aproape nu deschid gura în casă și dumnea ei mă crede nătâng. Așa zice, Sofronie nătâng, dar tot are un bun că-i și mutulică, așa că neroziile le ține pentru el. Cum s-ar spune, o păcăliți? Râse inspectorul. Nu vă supărați că-mi permit, aș fi curios să știu. Știu ce vrei să știi, îl întrerupse celălalt abandonând cu ușurință pronumele de reverență. De ce mă las asuprit? Chiar așa, de ce vă lăsați terorizat? Dumitru Sofron ridică din umeri. De nătâng vorba ei, că n-am încotro, și de soartă, că până la urmă ea le hotărăște pe toate. Când ne-am luat acum 12 ani, eu eram văduv. N-am să-ți împui capul cu chestii de familie, dar așa s-au brodit lucrurile. Pe casă au pus mâna neamurile nevestimii, eu am rămas cu mașina și cu niște bani pe cec. Copiii n-au existat. Ca gen era prototipul de tată cu familie numeroasă, de bunic cu o puzderie de nepoți. Nu, un raclaj clandestin nenorocit, știi și dumneata cum era pe vremea idiotului. Ce n-a mai rămas? Nici asta, Clementina, care-i studentă la Grenoble. Nu e a mea. V-ați recăsătorit, deci, doar pentru că nu aveați locuință. Cam așa ceva. M-a amețit și meseria. Doctoriță, nu-i de colea. Tot ce trebuie în casă, nu mai încape un ac, Ecaterina, femeie serioasă, gospodină, strângătoare. La 40 de ani, bine trecuți câți număram eu atunci, nu te mai gândești la hârjonit sub clar de lună, ci doar cum să-ți fie mai moale. Prea deștept nu sunt. Pe de-o parte, are dreptate și terorista. Ca să facem economie la electricitate, aspiratorul consumă, m-a pus să bat covoarele. Repede și fără prea multă politică, m-a îngenuncheat de tot. Da, murmură fără comentarii Mănescu. Celălalt își agăță privirea de chipul inspectorului principal și începu să pledeze ceea ce pledase în nenumărate rânduri pentru el însuși. Încotro s-o mai iau la anii mei. Cine mă mai vrea? Să-mi fac casă la bătrânețe. Nu am nici bani, nici puterea să mă mai urnesc. Chiriile sunt foarte mari. Spune, matale, ce să fac? Cu ce vă ocupați? Am fost cadru meane. Acum îmi cârpesc pensia cum pot. Țin contabilitatea la un patron. Banii toți mi-i ia terorista. Dar o ciupesc cât să-mi scot vodka clandestină de fiecare zi. Singur, nu m-aș putea descurca. Prea multe angarale și grele. De ce să nu fiu sincer? Ea cheltuiește mai mult. Înțeleg. Ochii lui Dumitru Sofron se umeziră și îi se făcu milă de el. Un gând, tot am eu. Chitesc să mai îndur câțiva ani. După care mă aciuez pe lângă vreo mănăstire. Dacă n-or să mă vrea, azilul. La urmă, tot oameni viețuiesc și acolo. Inspectorul se simți cuprins de milă. Era un biet omuleț care avea nevoie de atât de puțin ca să fie fericit. Dar nici nu tindea atât de sus. Armonie în casă, ceva mai multă voioșie, vodculița diurnă asigurată și ar fi fost suficiente pentru a-și aștepta cu pace și liniște în suflet obștescul sfârșit. Dar probabil că cineva, acolo sus, considera că Dumitru Sofron are pretenții nesăbuite. De fapt, ce doreați să-mi spuneți? Bărbatul clipi nedumerit, dar se dezmetici aproape instantaneu. A, despre Bălăcescu. Iertați-mă, am și uitat de el. Uite ce vroiam să spun. Nu știu dacă e mare lucru, dar i-ați zis Caterinei că vă interesează orice fleac. Categoric, îl încurajă Milor. A intrat cineva în casă în lipsa lui. Un tânăr, până în 30 de ani. Când s-a întâmplat asta? Vă zic la fix, răspunse Sofron încântat. Pe 16 februarie, să fi fost ceasul spre 12 jumate. Cum puteți fi atât de precis? Așteptam pensia și, ca să mai omor timpul, am dus gunoiul la ghenă. Pe coridor l-am văzut pe tinerelul ăsta cu un pachet în mână, ca să zic așa, nici prea prea, nici foarte foarte. Adică, potrivit ca dimensiuni, înțelese Mănescu. Informația deschidea o pârtie neașteptată. Prima.
Cum de v-a rămas în memorie? Din pricina pachetului, altfel nici nu-l luam în seamă. Se aplecă peste masă și cu un ochi pe jumătate închis, rosti cu miez. Hârtia, pricepi, matale? Nu, recunoscu inspectorul. Eu n-am mai văzut hârtie din aia de când eram copil. Era o hârtie albastră, mai grosuță? Dumneata ești prea tânăr ca să o știi. Se cumpăra cu coala. Cu ea ne înveleam manualele și caietele, că așa era pe atunci. Nu se inventaseră scoarțele de plastic. O mai folosea lumea când pleca în concediu și acoperau ferestrele. Nu se mai fabrică de multă vreme, așa că m-am întrebat de unde o mai fi scos-o. Milor dădu din cap. Observația bătrânului nu era chiar pompieristică. A mai urmat ceva? Păi stai să vezi. După ce m-am întors de la ghenă, a venit și poștașul. Mi-a dat banii, mulțumesc și bună ziua, după care am plecat la cumpărături. Pe palier, iar dau ochii cu tinerelul. Tocmai părăsea apartamentul lui Bălăcescu și încuia. Chestia este că la plecare nu mai avea pachetul. Îl lăsase în apartament. E limpede. Interesant. Cât apreciați că a stat înăuntru? Să zic că puse una peste alta, totul a durat un 20 de minute. De când l-am văzut pe culoar și până s-a cărăbănit. Dacă Milord nu se înșela în prezumția sa asupra conținutului macabru al pachetului, tânărul nici nu avea de ce să zăbovească mai mult în apartamentul diplomatului. A intrat în casă, s-a orientat unde-i congelatorul, a despachetat, a introdus căpățâna în el și l-a băgat în priză. Operațiunea în sine nu i-ar fi luat nici 20 de minute, dar probabil că a ținut să inventarieze măcar sumar toate încăperile. Inspectorul își aminti întreagăt că n-avusese mare lucru de văzut. Interiorul era la fel de sec ca și proprietarul. Mai era o problemă. Cum și unde se descotorosise de ambalaj? Cu o seară înainte, când cercetase apartamentul împreună cu echipa operativă, nu observase nimic, în afară de ordinea perfectă, pe care o lăsase diplomatul la plecarea din țară. Cum nici nu despachetase, valizele rămânând în vestibul, nedeschise, nici măcar un ghemotoc de hârtie sau vreo ață nu alterau aspectul pedant al casei. Pe de altă parte, Sofron era ferm, subliniase că la plecare tânărul nu mai avea pachetul. Niciun fel de pachet. Or, cât ai fi de grăbit sau de superficial, când transporți o asemenea marfă, nu o faci într-un ziar legat cu sfoar. De reținut că apartamentul fusese scotocit la milimetru, de specialiști, nu de amatori, așa că ipoteza ca bărbatul să fi înghesuit ambalajul în vreo debara se excludea de la sine. Pe moment, Milord gândi că persoana aruncase ambalajul pe fereastră în curtea interioară. Cum lucrurile se petrecuseră cu luni în urmă, amănuntul nu mai era de niciun folos. Vă amintiți cum arăta tânărul? Măcar în linii mari. Un zâmbet nesigur se ivi pe chipul lui Dumitru Sofron. Domnule inspector, tinerii ăștia arată cam toți la fel. Ce țin bine minte e că era cu capul gol și că avea o claie de păr din ăsta gălbui și creț, de te miri că intră pe sub vreo căciulă și la rădăcină se vedea negru rău de tot. Glasul, în schimb, l-aș recunoaște și într-un cor. Privighetoare, domnule, parcă era Ion Dolănescu. Mulțumesc. Dacă mai am nevoie de dumneavoastră, cum vă găsesc? Ca să nu se prindă terorista, v-ați gândit bine. Îmi lăsați un cuvânt aici, la licurici, nea Titi patronul, mi-e amic. E o idee. Și scoțând portofelul, semnaliză spre bar. Nota, vă rog. Nici vorbă, se opuse sincer și nu de circumstanță domnul Sofron. Vă aflați în căprăria mea? Sunteți invitatul meu. Milord surâse cu toată fața. Vorba dumneavoastră? Nici vorbă. Mi-ați fost de mare ajutor. Ajutor pe dracu, mai mult decât vă puteți închipui. Căsătoria lui Harald Bălăcescu cu prima soție, Mari T., durase exact 18 luni, după care se despărțiseră. Diplomatul avea atunci 25 de ani, iar Mari 20, deci nimic ieșit din comun. Multe căsnicii comise la extremă tinerețe se destramă de foarte timpuriu, cauzele fiind multiple, lipsă de experiență, incapacitatea de adaptare la viața de cuplu, povara obligațiilor substituindu-se poeziei perioadei de idilă, dar în primul rând, lipsa unui sentiment puternic. Odată satisfăcută dorința năpraznică a începutului,
Cei doi se trezesc din beția simțurilor și constată că de fapt nu-i leagă nimic, sunt doi străini. Cel puțin așa sună teoria, nu lipsită de realism, a inspectorului principal Mănescu. Așadar, primul divorț al lui Bălăcescu nu-l surprinse, cu atât mai mult cu cât și împrejurările fuseseră speciale. Mari, absolvent al liceului de coregrafie, după un stagiu de 2 ani la operă, se lipise de ansamblul de dansuri populare Perinița, fiind bine știut că în regimul comunist, printre puținii care puteau obține totuși un pașaport pentru vest, se aflau, în primul rând, prestatorii de artă populară, cântăreții și trupele de dansatori, circarii și teatrele de păpuși. Harald și Mari divorțaseră după aproape 2 ani și foarte curând, după oficializarea despărțirii, Mari emigrase în Canada, unde i se și pierduse urma. Iată o pistă definitiv închisă, conchise Mănescu, abandonând prima parte a raportului care se afla în fața lui. Următoarea pagină se ocupa de cel de-al doilea mariaj al diplomatului, care durase 7 ani. Margareta Bălăcescu, azi căsătorită Piteșteanu, era profesoară de limba română la un liceu din București, același unde preda și pe vremea când era căsătorită cu Harald. Cu Piteșteanu, patronul unei mici fabrici de anvelope, avea 2 copii încă minori și se mutaseră de curând într-o casă frumușică pe care și-o construiseră la Băneasa. Era o femeie mulțumită de viață, de ea însăși, și asta se vedea de la prima vedere. Dată fiind căldura, Margareta îl privi pe veranda răcoroasă din spatele casei care dădea spre o grădiniță îngrijită. Piticii de ceramică, risipiți printre flori, strâmbară imperceptibil nasul aristocratic al inspectorului principal, puteau lipsi, dar în ansamblu priveliștea era proaspătă, de un pitoresc vesel și naiv. Profesoara, o femeie care nu se sătura niciodată să-și admire proprietatea, aștepta complimente pe care Milordi le servi într-o formulă densă. Cât de mult vă invidiez pentru oaza aceasta de frumusețe, ați realizat un lucru extraordinar. Margareta, deși radia, admise modest. Perseverență, multă muncă, economii și puțin noroc. Vă spun sincer, ne-am mutat aici doar de 3 luni, dar nu m-aș mai întoarce la bloc de ar fi poleit cu aur și cocoțat pe Palatul Regal. Vă înțeleg. Fericită, femeia inventarie toate avantajele habitatului în banlieue, vorbi despre piscina din viitorul apropiat, despre pavilionul obligatoriu îmbrăcat în roze, despre tufișurile de hortenzii. Milord o ascultă din politețe, dar numai cu jumătate de ureche. Se îndrepta spre 50 de ani, avea o față plină, albicioasă, cam grăsunică, dar păstrase frumusețea picioarelor, suple, cu glezne de marchiză, punctul ei forte pe care rochia de vară, relativ scurtă, le evidenția. Părul trebuia să fi constituit marea ei problemă, foarte rar, iar permanentul strâns nu se dovedea a fi o soluție. Printre melci mărunți se întrezărea pielea capului. Cu totul, emana dragoste de viață, o filosofie jovială și de plină sinceritate. În orice caz, notă mulțumit inspectorul, sunt sigur că îmi va relata tot ceea ce știe. La auzul numelui lui Harald, a avut o reacție interesantă. Surusul îi încremeni pe buze și deveni dintr-o dată gravă. Bălăcescu, eram sigură că, până la urmă, se va întâmpla ceva cu el. De ce credeți că s-a întâmplat ceva? Ei, asta-i, când se deranjează poliția să pună întrebări despre un ins, nu face de florile mărului. De ce erați atât de sigură? A fost un om ciudat. Nu l-am înțeles și nu-l voi înțelege. Totul era ciudat. Comportamentul lui, reacțiile, interminabilele lui tăceri, astea și indiferența de gheață, mi se păreau ucigătoare. Așa și erau. După 3-4 ceasuri de muțenie absolută, în timp ce eu vorbeam, asta sunt eu, spun tot ce-mi trece prin minte, iar el mă asculta fără să mă audă, îl întrebam exasperată la ce se gândește. Răspundea invariabil. La nimic. Cum poți să nu te gândești la ceva? Cum îți poți vida creierul? Iarăși o chestiune pe care n-am să o pricep în veci. Unor astfel de oameni e normal să li se întâmple tot felul de ciudățenii. Ca să vă dau satisfacție, zâmbi Mănescu, nu v-ați înșelat.
I s-a întâmplat unul dintre cele mai ciudate lucruri care îi se pot întâmpla cuiva. Acum 2 zile, când s-a întors de la Washington, după o absență de 8 luni de zile, făcu o pauză de efect amplificând suspansul. Margareta îl țintuia cu o curiozitate avidă care îi căscase gura și ochii. Ei, ce s-a întâmplat? A găsit în congelator capul retezat și mutilat al unei femei. Dacă ar fi fost în picioare, piteșteanca s-ar fi prăbușit. Așa, căzut doar pe spatele fotoliului de paie. Extraordinar! Uite o chestie de care n-am mai auzit. Pe cuvântul meu. Nu trebuie să-mi dați cuvântul de onoare, vă cred. O clipă, interveni profesoara, abandonând senzaționalul. Credeți că e vorba de capul meu? De aia ați venit la mine. V-ați gândit la vreun soi de răzbunare? Să știți că ne-am despărțit civilizat, fără să ne fi certat măcar o singură dată. Un motiv concret trebuie să fie existat, totuși. Nimic în afară de ceea ce v-am spus. Indiferența lui înghețată, din care nimic nu-l putea scoate. Am încercat să-l provoc, să flirtez, am lipsit o noapte de acasă, l-am jignit intenționat. Voiam o reacție, domnule inspector, cât de grosieră, chiar să mă și lovească, dar să se manifeste într-un fel. Nimic. Nu îi păsa de mine nici cât de un rahat de câine. N-am înțeles de ce s-a însurat, iar el nu s-a obosit niciodată să-mi explice. Într-o bună dimineață am simțit că nu mai rezist. Mi-am luat tărăbuțele și dus am fost. Harald, care era acasă, chestia se întâmpla într-o duminică, n-a schițat nici cea mai mică împotrivire. Nici măcar nu m-a întrebat ce-i în capul meu. În consecință, nu are de ce să-mi poarte pică și nici eu lui. Doar atâta. Pentru arhiva mea personală și pentru că nu-mi plac enigmele, aș fi vrut să mă dumiresc ce s-a întâmplat, ce voia sau ce aștepta de la mine. De copii nici să audă, bucătăria nu-l interesa, nebunul trăiește din ceaiuri și biscuiți. Și atunci, ceasuri întregi îl imploram, spune ceva, orice, dar vorbește-mi. Margareta Piteșteanu își sterse fața și decolteul transpirat în timpul perorației și conchise cu convingere. Pe unul ca ăsta îți vine să-l ucizi, domnule inspector. Vă spun ca una care a încercat impulsuri asasine vis-a-vis de el. Așa că nu m-aș fi mirat dacă mi-ați fi spus că a fost găsit capul lui Harald pus la păstrare în vreun frigider. Milord începu să râdă. Mulțumesc, ați fost foarte elocventă. Totuși, trebuie să vă fi făcut o idee cât de vagă despre ceea ce se petrecea cu el în realitate, despre cauzele acestei blazări neobișnuite. Familia lui, ce spunea? Profesoara ridică din umeri. N-are familie, nici prieteni. Doar un frate, dar nu ținea legătura cu el. A rămas orfan încă din adolescență. Făcea parte dintr-un neam pe cale de dispariție. Nu verișori, mătuși, unchi, nimic. Ceva mi-a ajuns totuși la urechi. Eram la Eforie Nord în concediu, căsătoriți de 3 ani. În stațiune ne-am întâlnit întâmplător cu una, Carmen, o fostă colegă de facultate de-a lui Harald, vreau să spun. Era și ea cu bărbatul său. Un cuplu simpatic de altfel, oameni mai subțiri. Așa cum se întâmplă de obicei în vacanță, ne-am apropiat și am început să avem program comun. Într-o zi, la ghiol, bărbații și femeile erau despărțiți pe atunci, nu știu cum s-a întâmplat, iar discuția a alunecat pe o pantă mai intimă. La un moment dat, fata asta, Carmen, mă întreabă, ești fericită? Nițel șocată? Am răspuns evaziv, Harald e un bărbat cum se cade, nu am ce să-i reproșez. Poate că am posac, prea închis în el. Nu pot spune că e un depresiv, dar nici că se bucură din calea afară de viață. Harald posac, cine și-ar fi închipuit? El și Cuticu, alt coleg de-al nostru, erau sufletul petrecerilor, cântau și în orchestra facultății. Harald a pian și pot spune că, dacă am avut o studenție frumoasă, lor le-o datorăm în bună măsură. Avea un zâmbet ciudat, nostalgie și încă ceva, ca o constatare amară în legătură cu consecințele unor fapte preexistente. Am încercat să o iscodesc. Sunt pur și simplu uluită, parcă am vorbit despre 2 persoane diferite situate la pol opuși. Oamenii evoluează, dar coordonatele principale rămân stabile. S-a petrecut ceva neobișnuit în viața lui?
a dat vizibil înapoi, am avut în fața ochilor imaginea unui melc retras brusc în cochilie. Despre așa ceva, eu nu știu nimic. Cred că ne-am sorit destul. Hai să ne spălăm. Ceva totuși s-a întâmplat, comentă Mănescu. Evoluția era cu adevărat mult prea neașteptată. Margareta Piteșteanu reluă pe gânduri. Ar mai fi ceva. În aceeași seară ne-am dus să luăm masa la Perla. Harald trebuia să dea un telefon urgent la București și a rămas să facă coadă la poștă, cum era pe atunci cu convorbirile interurbane. Eu și cei doi, Carmen și bărbatul său, ne-am dus direct la restaurant ca să prindem o masă. Am avut treabă la toaletă și când m-am întors, am surprins un fragment de discuție. Sper că n-ai pomenit nimic de Liliana, a zis el, la care ea a răspuns. Mă crezi tâmpită? Interesant, aprecie Mănescu, deși... Știu ce vreți să spuneți, dar am simțit atunci, și o cred și azi, că vorbeau despre mine și Harald. Atmosfera secretă, glasurile scăzute, felul în care au schimbat vorba când m-au văzut, toate pledau în același sens. Categoric, nu se refereau la alți subiecți. Da, presupun că ați făcut investigații în legătură cu această Liliana. Am încercat, dar n-aveam nicio pârtie. Parcă nu păstrase nicio legătură cu existența lui anterioară. I-am scotocit hârtiile personale sperând să dau peste vreo scrisoare, fotografie, orice, dar omul acesta părea complet lipsit de amintiri. Așa ar fi vrut să fie. În ultima analiză, nu amintirile dintr-un sertar contează, ci cele îngropate în sufletul nostru. Până la urmă, n-ați aflat nimic despre Liliana? Nimic. Cum de nu l-ați întrebat chiar pe el? În definitiv, ca soție, erați îndreptățită să o faceți. Margareta a început să râdă sincer amuzată. Probabil că eu nu am fost suficient de elocventă, căci n-ați înțeles nimic. Vă închipuiți că între noi doi se instalase o relație de cuplu normală, de dulce intimitate. Țonțonel și țonțonica, beveriță mică și ursuleț, că ne ținem de mână la film. Țipă fără să-și dea seama. Era un inabordabil. Doar ideea că aș putea ataca un subiect atât de personal ca o fostă iubită, poate marea drama vieții lui, mă îngheța. Îmi tăia picioarele, aripile, respirația. Ce să vă spun? Că și în momentele de mare intimitate ploua în patul nostru cu scuză-mă și pardon. Ați suportat totuși 7 ani. Stoic. De ce? De tâmpită. Și dintr-un optimism cretin, răbdare, se va schimba. Provin dintr-o familie modestă, domnule inspector. Tata poștaș, mama fată de la țară, ajunsă țesătoare la Tricodava. În mediul meu, ăla de acasă, nu se lasă un bărbat dacă nu te bate, nu te înjură, nu-i bețiv și ți-aduce toți banii. Iar Harald era, din punctul ăsta de vedere, ireproșabil. Și nu ascund că a funcționat și snobismul. Mă prepădeam după distinția lui, plesneam de admirație pentru faptul că se trage dintr-o familie de intelectuali. De altfel, fenomenul e frecvent, am avut de multe ori ocazia să constat că bărbații și femeile proveniți din mitocani au o slăbiciune deosebită, încărcată de complexe de altfel și cu atât mai eficientă, vis-a-vis de exponenții a ceea ce își închipuie ei a fi aristocrație. Îl conduse până la poarta grădiniței și aici se prinse cu mâinile de sulițele argintii ale gardului de fier. De-a lungul anilor, m-am tot gândit și cred că nu mă înșel. Cheia lui Harald e la Liliana. Adăugă zâmbind. Dacă descoperiți ceva, spuneți-mi, vă rog, și mie. Nu-mi plac tainele și cu atât mai puțin cele care fac parte din viața mea. E lege, domnilor, perora ori de câte ori avea ocazia domnul Manole, un vechi prieten al familiei Drăgușin. Toți părinții care au avut inspirația începând cu 1970 să-și boteze fetele cu numele Andreea, au nimerit-o. Nu-mi cereți o explicație științifică, dar rămâne lege. Toate sunt exemplare absolut superbe. Uitați-vă la Andreele de la televizor. Priviți în jur, uitați-vă la Andreea noastră. Dixie. Andreea Drăgușin confirma din plin teoria domnului Manole. La aproape 18 ani, arăta literalmente ca o floare și, apreciau cunoscătorii, avea toate premisele ca această frumusețe să reziste vremii. Geometria feței era perfectă, încadrându-se în parametrii estetici ai oricărei epoci, dar splendori clasice s-au mai văzut.
Ceea ce făcea din domnișoara Drăgușin un unicat era îmbinarea de culori aproape neîntâlnită în peisajul autohton. Ochii mari, oblici, de un verde viu, de gazon, cu cornea de un alb strălucitor, luminau un chip smead de metisă. Efectul era de-a dreptul extraordinar. Părul negru, des, aspru și lins ca al indiencelor, piei roșii a căror pieptănătură simplă o și împrumutase de altfel, îi sporea aerul exotic. Cât privește trupul, pentru a-l cita pe același domn Manole, iată ce fel de ființe iscă Dumnezeu când dă cu amândouă mâinile, fără a avea dimensiuni de manechin, era o minionă perfect proporționată, miniatură cu o infinită grație a mișcărilor a întregii făpturi. Toată lumea o admira cu stridențe și numeroase semne de exclamație, iar Ciprian rămânea fără grai în fața ei, fascinat. Simțea că inima îi se topește de dragoste, ochii se umezeau și nu înceta să se mire de norocul lui. Cum a fost posibil ca o asemenea minunăție de fată să se îndrăgostească de el, Ciprian Poenaru, până mai de unăți clovnul clasei, un fluier vânt cu chiu cu vai bacaleorat, dansator într-un club de noapte, mult apreciat de publicul feminin în numerele de striptease. Așa îl cunoscuse și Andreea și acesta constituia amănuntul care îl scotea din fire pe domnul Drăgușin tatăl. Era suficient să se pronunțe numele lui Ciprian pentru a cădea pradă unor accese de furie care puteau prefigura, în temerile familiei, un infarct. Cum e posibil? Bubuia ca un tunet și glasul mergea în crescendo cu intonațiile binecunoscute celor care îl ascultau în parlament sau la bară. Domnul Drăgușin era avocat și senator, orator redutabil, una dintre forțele autentice și de necontestat ale vieții politice contemporane. Cum e posibil ca o fată fină și instruită ca tine să se uite la un gunoi, la un vierme netrebnic, care în afară de un ghighetism murdar nu are decât nerușinare? Ce bărbat e ăla care își exhibă farmecele și mădularul dinaintea unor muieri descreierate și perverse, și asta ca mod de a-și câștiga existența? A lui, a nevestei, a copiilor, cum nu ți-e silă? Cum crezi că eu pot accepta o asemenea scursură scârbavnică în familia mea, soț al unicei mele fiice? Puuu! Andreea culese din cupă ultima linguriță de Charlotte, spre exasperarea doamnei Drăgușin, scandalurile izbucneau în timpul mesei, și își măsură liniștită tatăl, care repeta retoric. Cum crezi că pot admite un striptist, o târfă masculină, la masa mea? Exact așa cum o admite și șeful tău, răspunse fiică-sa. Șeful tău care a fost și premier și încă o grămadă de chestii importante. Fiică-sa, tot cu un stripper s-a încurcat, pa, au și un copil împreună și toată lumea e bine mersi, nu s-a făcut gaură în cer. Deci, conchise, se poate admite foarte ușor. Nefericito! Cum decutezi asemenea comparații, cruntă blasfemie? Unde e spiritul tău de familie, mândria și demnitatea ta de drăgușină? Compar niște venetici veniți din toată lumea cu neamul nostru, care se trage din cruciați? Plăieșii lui Ștefan nu erau cu nimic mai prejos, urlă dezlănțuit avocatul. Avem urice și hrisoave, specie de epigoană, pergamente care ne atestă vechimea și vrednicia unui neam de oameni viteși și semeți, de neclintită verticalitate. Doamna Drăgușin își duse la urechi palmele delicate. Nu mai răcni în halul ăsta. Parcă te-ai certa cu parlamentarul ăla din Constanța. Sunt zguduit de inconștiența care domnește în propria mea familie. Totuși, după plecarea avocatului, trecu în camera fiicăsii pentru o discuție ca între prietene. Andreea abandonă revista Madame și o măsură ironic. Ai venit să duci muncă de lămurire? Poți să-i spui și așa. Știu că n-ai să ții seama de părerea mea, dar n-aș avea liniște dacă n-aș încerca să-ți deschid ochii. Presupun că nu te îndoiești de sentimentele noastre, ești unicul nostru copil, dorim pentru tine tot ce e mai bun pe lumea asta. Nu mă îndoiesc, dar avem păreri divergente despre acest cel mai bun. Vă
voi credeți că știți cel mai bine și gândiți în locul meu. E și firesc, avem experiență de viață, am văzut și am trecut prin multe. Andreea sări din pat și începu să se agite prin încăpere. Vezi? Asta e greșeala voastră, a părinților în general. Vreți să ne dirijați, să ne băgați pe gât mentalități și o gândire care nu mai sunt valabile în epoca noastră. Bianca Drăgușin surâse cu o superioritate deloc agresivă. Era o persoană în jur de 45 de ani, înaltă și impozantă, fără a fi grasă. Fața avea trăsături regulate, deși cam mari. Ceea ce izbea în primul rând la această femeie era impecabilul, impresia de desăvârșire pe care o transmitea. Era mereu elegantă, rafinată, părul, dantura, machiajul perfecte, iar din siguranța de sine își făcuse un stil. Puteai fi convins că, indiferent de situația în care s-ar afla, va găsi întotdeauna soluția sau replica cea mai potrivită. Dacă fiica-sa constituia un unicat de frumusețe, Bianca Drăgușin se singulariza ca exemplu de bună și solidă educație. Aici te înșel tu, scumpa mea. Trebuie să fii imbecil ca să nu realizezi că lumea a evoluat, puține lucruri seamănă cu ce au însemnat ele înainte. Și atunci, o întrerupse fiică-sa nerăbdătoare, printre cele puține, le-aș zice imuabile, se numără exact gândirea și mentalitatea pe care tu le socoți învechite. În general, în dragoste, nu s-au schimbat prea multe. Andreea respinse cu dispreț. Pe dracu nu s-au schimbat. Nu mă determina să cred că umbli legată la ochi. Aparent, indiferent de epocă, sunt anumite, să le zic, precepte care rămân valabile. Zău, dă-mi și mie un singur exemplu de precept bătut în cuie. Cel mai la îndemână, evitarea mezalianțelor. Nu conduc niciodată la ceva bun, nu încrucișezi o iapă pur sânge cu un măgar. Soții trebuie să provină din același mediu, să se fi bucurat de aceeași educație, să vorbească o limbă comună. După ce simțurile se domolesc, diferențele de clasă țâșnesc la suprafață cu violență, ceea ce ți se pare un fleac, devine sămânță de scandal. Azi nu te deranjează că partenerul pretinde scobitor la masă, mâine o vei taxa drept o mitocănie de nesuportat. Andreea se aruncă pe pat și râse în hohote. Mezalianță! Hai, mamă, nu fi caragioasă, trăim în mileniul 3. Tu chiar iei în serios plăieșii lui tata, pârcălabul drăgușin al hotinului, toată salata de vornici, vel logofăt și biv vel cutăriță. Caicmacan și conte de Vlașca și Teleorman. Bianca replică liniștită. Ei au existat, draga mea, și chiar dacă tu îi tratezi astăzi cu ușurință, va veni și ziua când te vei mândri cu ei. Andreea conchise. Poate că ai dreptate, mamă, nu știu ce se va întâmpla peste 10 ani, dar nu văd ce legătură are chestia asta cu Ciprian. Doamna Drăgușin oftă clătinând din cap. Ciprian nu-i de tine, fetițo. Andreea țipă. Dar îl iubesc, mamă, nu înțelegi? Ce trebuie să fac ca să mă înțelegeți? Dacă nu-l văd o zi, mi-e frig toată ziua. Chiar dacă suntem în iulie, ce pot să fac? Maica s-a replică rece. Culcă-te cu el, fă-ți cheful, dar fără primărie și biserică. Spunea cineva că dacă vrei o cană cu lapte, nu trebuie să cumperi toată vaca. Nici eu, dar nici el n-am fi de acord. Înseamnă că e mai șmecher decât mi-am închipuit. De ce, mamă? Pentru că mă iubește și mă respectă? Acum vorbiși exact ca o țățică. Te respectă. În definitiv, ce îi reproșezi? Chiar vrei să știi? Ei bine, în primul rând că e un copil din flori, crescut de o mamă neserioasă, adevărat că foarte tânără, cu sumedenie de amanți la activ. Dar tot atât de adevărat e că Ciprian nu are nicio vină în chestiunea aceasta. Dă-mi voie totuși să mă întreb ce fel de educație a primit, căci pentru fiica mea nu doresc un rebut al societății, ci tot ceea ce este mai bun. Ei bine, eu sunt dispusă să trec peste acest impediment. Bianca ridică arătătorul, orientându-l spre tavan. Azi, scumpă, mâine, însă, nu îl vei scoate din bastard. Pe urmă, se mai ridică o problemă. Originea ca origine, dar ce reprezintă el azi? Măcar de-ar fi apucat pe un drum care să-i permită să devină un self-made man și atunci toată stima și admirația. Dar el naufragiază în cel mai jalnic sector de activitate, prostituție masculină, stripper. Aici, taică, tu are dreptate. Un bărbat care se dezbracă în public ca să scoate de o pâine nu poate fi socotit ca atare.
Pe de altă parte, nu cunosc mulți bărbați care și-ar lua neveste dintr-un club de striptease. Andrei a început să plângă, dar maică s-a simțit nevoia să tragă concluzia. Aș fi preferat să te știu combinată cu cel mai modest muncitor, dar care se zbate să-și facă o facultate la seral decât cu terchea-berchea ăsta. Nu știu cum nu ți-e greață ție să te mai ia în brațe după ce l-ai văzut excitând și sugerând actul sexual pentru o sală de femei cu probleme în pat. Andreea își ridică obrazul înlăcrimat, o floare stropită de rouă. Îl iubesc, mamă, din tot sufletul. Orice ar fi, mă mărit cu el, adăugă printre suspine. Nu mă siliți să o fac fără știrea voastră.